Săptămâna trecută sunt convinsă că vă aduceți aminte, stăteam de vorbă cu un biruitor, un om care ne-a devenit în foarte scurt timp foarte drag, pentru că este un om care comunică bine, vorbește bine și poate explica exact stările prin care a trecut. Alin Goga se auto-intitula pacientul cu numărul 37, deși am evitat să-l transformăm într-un număr, în două cifre, dar el din momentul acesta s-a întors acasă. Alin, te salutăm cu drag! Română, mulțumesc pentru viața. Cum se desfășoară viața ta acasă acum? Ești nevoie să stai în continuare izolat? Trebuie în continuare să-ți iei o groază de măsuri? Sau parcă s-a mai liniștit treaba? Nu, treaba este mult mai relaxată. Am 14 zile de izolare. Este dictat mai mult pentru siguranța mea. Da. Pentru că eu am sistemul imunitar foarte scăzut. Da. Am înțeles aceste lucruri și familia mea este în carantină încă 14 zile, dar normal, sunt acasă, sunt ca în sânul lui Avram. Da, 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 ai dreptate. Trebuie să spun ceva ce data trecută n-am putut să-ți spun, pentru că n-aveam niciun chef să-ți stric mai mult zenul. Data trecută respirai cam la 3 pătrimi din posibilitatea ta de a respira. Acum mi se pare că respiri mult mai bine. Bineînțeles. Cum să zic, eram o persoană atunci care avea o saturație pulmonară uneori și sub 90. Da. Aveam 88. Clare. Deci nu eram în cea mai bună formă. Saturația ta acum cât e? Cred că sunt bine peste 95. Asta înseamnă bine. Asta înseamnă că în cazul tău, care ai fost o persoană supraponderală, faptul că ai slăbit atât de mult a ajutat, nu-i așa? Cum? Nu mai fac apnee în somn. Este extraordinar, am 88 de kilograme. Adică, cum să zic, îmi doream să slăbesc. N-am crezut niciodată că o să ajung la kilogramele astea. Cumva Dumnezeu a lucrat și a zis, vrei sub 90, uite, sub 90. Acum depinde de mine să mă mențin. V-am spus că e pentru mine un mare semn așa să ies din terapie intensivă de bună vestire și da, să ajung acasă de furii. Da, adică, da, da, este absolut inimaginabil pentru oricine, dar acum ne dăm seama și de ce. Ții minte că te tot întrebai tu de unde să-l fi luat? Care a fost lecția pe care ai învățat-o de aici? Nu cumva faptul că nu mai contează de unde l-ai luat? Nu, da, nu are nicio relevanță de unde l-am luat. Important este că eu am învățat o lecție și sper ca lecția mea să o fi reușit să o transmit și altora, să învețe din ceea ce am greșit eu și ceea ce mi s-a întâmplat mie și toți să fie feriți, pentru că asta este cel mai important acum, să nu aglomerăm acest sistem medical care, în mod surprinzător, iată, avem o mortalitate în cifrele Organizației Mondiale a Sănătății și se descurcă acum foarte bine. Sunt și echipamentele. Am văzut pe măsură ce stăteam în spital că s-a îmbunătățit dotarea personalului medical și că nu au mai existat reclamații în acest sens. Deci, faptul că am reușit să gestionăm bine până acum criza asta și iată cu niște rezultate, spun pentru medici a ceea ce au obținut, să nu avem situația din Italia și Spania sau Marea Britanie, eu zic că este admirabil și oamenii atât să fie responsabili. Asta vreau să spun. Autoritățile sunt de partea noastră. Nu înțeleg de ce tot șușotim pe la colțuri, Alin. Pentru că tu ne spui exact ce cred și eu. Faptul că autoritățile sunt de partea noastră încearcă să nu supraaglomereze sistemul medical și așa sufocat. Vorbeai despre o greșeală pe care tu ai făcut-o. Care este aceasta pentru cei care nu te-au văzut prima oară când ai apărut la televizor? În perioada 6-7-8, pentru că m-am simțit foarte rău, am pierdut din vedere faptul că aș putea fi infectat cu COVID. Am zis că am făcut o gripă. Atunci mi-a fost rău.
Pe 9 dimineața m-am trezit, dădusem eu cu Carmol, făcusem tratamentele mele, pește, așa. Pe 9 m-am trezit, eram în regulă. Perioada asta a fost de neatenție, că trebuia să realizez că 6, 7, 8 a fost perioada de, probabil de instalare a virusului. Slavă Domnului că nu a pățit familia nimic, așa că toți ceilalți cu care am intrat în contact nu li s-a întâmplat nimic. Pe de altă parte, nouă ni se spune să nu ne ducem la spital la primele semne ale bolii. Dacă tu în 6, 7, 8 te-ai fi dus, crezi că s-ar fi schimbat ceva? Poate că aș fi făcut o formă mai ușoară, pentru că am avut exact simptomul pe care l-a descris domnul doctor înainte, cu frisoane, cu dureri musculare, cu temperatură 39, adică... Aveai chestia asta cu gustul și mirosul, Alin? Nu, n-am... N-ai avut asta? N-ai avut pete la nivelul membrelor? Nu. Deci totul a fost la... ceva digestiv? Nu. Uite, vezi, problemele semne și semne. Digestive au intervenit ulterior. În 14 zile de terapie am avut 14 zile sau mai mult de deranjamente stomacale și după aceea am avut, mi-au dat atâtea medicamente ca să mă coaguleze încât am avut 6 zile alte probleme de constipare foarte rău, adică astea și astea te dereglează. Da. Tribuie la afectarea stării pe care o ai. În momentul ăsta iei tratament? Nu mai au niciun tratament. Am luat tratamente, gândiți-vă că am avut 1500 transaminazele față de 50. Exact. 30 de ori mai mari. Eram într-o hepatită AB de la nivelul mare de medicamentație care mi-a fost dat. Păi am un raport medical. De-aia spun eu că oamenii trebuie să fie responsabili. Le-aș da tuturor raportul meu medical să vadă pe fiecare zi cum s-au chinuit doctorii și ce au pompat în mine și cum au încercat diferite scheme medicale ca să mă salveze. Păi când am fost în terapie intensivă la Victor Babeș, am fost două persoane. Eu cu pacientul 36 care a scăpat, a supraviețuit, slavă Domnului, și s-a externat și avea și probleme de diabet, adică la dânsul se uitau doctorii efectiv ca la stafie. Nu-i dădeau nicio șansă. A fost un moment, vreun moment în care din cauza bolii și suferinței, independent de voința ta, să fii necooperant? Nu. Am fost, asta mi-a spus un doctor, nu o să-i pronunț numele, îi mulțumesc și să-i dea Dumnezeu sănătate și întregului personal medical de acolo, admirabil. Mi-a zis, domnule, ai fost cooperant și ai fost luptător. Asta mi-a spus. Pentru că nu a fost nevoie să mă lege, nu a fost nevoie să fiu intubat. Adică, întotdeauna ce mi-au spus, cum spuneau să fac, nu am comentat niciodată. Personalul medical în spital este personal medical, e ca la armată. Ei sunt șefi. Și au dreptate. Niciodată, nici că era vorba de asistentă sau infirmieră sau orice mi-a cerut, nu am pus la îndoială măsura pe care a dispus-o, pentru că probabil se consultase înainte cu medicul, cu știu eu cine, și toate măsurile au fost în favoarea mea. Nu am simțit vreo nevoie să comentez asupra actului medical sau asupra procedurilor. Fără discuții. Mă gândeam că suferința te îndeamnă să faci lucruri pe care după aia le regreți. Dar senzația că îți pierde viața, ai avut-o vreodată? Deci gândiți-vă cum este să-ți pună acel bumper pe față ca să te ajute să respiri. A fost singura dată când am avut senzația cu acel bumper pe față, mă sufoc, a trebuit să-l țin niște zile. Am ascultat până la urmă doctorii când mi-au spus, dacă nu îl ții, atunci va trebui să te intubăm și să te sedăm, pentru că nu respiră plămânii, nu iese boala din plămâni, nu se ventilează plămânii. Și am stat, deși aveam senzația încă o dată că mor, că mă sufoc, că, deși mă ventila. Da. Am stat cu masca aia pe față, cât a fost nevoie.
Ți-au spus medicii că, că vei rămâne cu vreun semn pe plămân, cu vreo afectare pulmonară permanentă? Nu, mi-a spus doar că este plămânul drept. Am făcut 8 radiografii, 8 teste anticorona, 6 cu recoltare nazală și 2 teste rapide. Deci sunt, zic eu, hipertestat. La ultima radiografie pe care am văzut-o și eu, într-adevăr, pe plămânul drept se vede o afectare, este singura care a rămas și care trebuie recuperată. Mi s-a spus cum se face recuperarea, aștept acum perioada, o să scriu la DSP să văd în zilele următoare, după săptămâna aceasta, dacă mi se permite să fac tratament de recuperare în perioada asta de închidere, deci de carantină care mi-a fost dată, dacă nu, după perioada de carantină va fi primul lucru pe care îl fac să încep recuperarea pentru plămân. Mi-a spus că nu există riscul să rămân dacă fac acele exerciții. Perfect. Pentru că am auzit iarăși un zvon că unii dintre pacienți, deși nu mai dezvoltă niciun alt simptom, rămân în interiorul plămânului cu, hai să le zicem, cicatrici, ca să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba. După ce te tai, se face o cicatrice. O necrozare a alveolelor pulmonare și o diminuare a capacității pulmonare care duce spre astm și spre anumite forme de handicap. Dar în cazul tău nu se pune problema. Mi s-a spus că nu există riscul dacă voi face acele recuperări. Dar dacă nu le fac, e posibil să am o diminuare și eu pe plămânul drept. O să le faci cu siguranță pentru că ești un tip disciplinat. Apropo de un tip disciplinat, știu că ți-ai schimbat felul de viață, că ai înțeles multe, că faptul că ai pierdut 25 de kilograme te-a făcut un om fericit. Ce ai mâncat când ai ajuns acasă? Ce ai cerut soției să-ți facă? Păi, soția nu mai știa ce să facă. Cred. De fericit. Am vrut să mănânc foarte mult și mi-am dorit să mănânc icre de pește. Nu am mâncat imediat icre de pește pentru că sunt problemele cu ficatul și trebuie să am grijă la grăsimi. Și mi-am dorit, dinainte de a pleca în Germania, să mănânc o farfurie de cartofi cu usturoi. Astăzi am mâncat-o, este cea mai mare. Noi îți mulțumim, Aline, pare rău, dar a picat legătura noastră, îmi pare tare rău. Dar oricum apucaserăm să vorbim toate lucrurile pe care voiam să le vorbim. Parcă ne tot a știut când să pice, să nu ne lase în mijlocul discuției cu toate întrebările neadresate. De la Alin Goga, pacientul cu numărul 37, vorba lui, am învățat că și umorul și buna dispoziție și până la urmă și cooperarea cu medicii te ajută extraordinar de mult. De la domnul doctor Ovidiu Pereș am învățat că mai bine e să nu ajungem acolo. Și vorba lui Alin, să nu faceți greșeala pe care am făcut-o eu.